Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, la cerere de ceva timp, cineva mă tot întreabă, tot insistă să fac o etalare despre ceea ce își dorește. Evident, persoana la care vă gândiți. Haideți să vedem. Nu o să fac decât trei variante, pentru că nu mă simt în stare de mai mult, dar cel mai important este să aflăm mesajele. Sunt foarte curioasă cum veți rezona să-mi transmiteți. Nu uitați că e o etalare colectivă, foarte generală. Vă selectați mesajele, poate nu toate, nu poate cu siguranță, nu toate se vor manifesta în viața voastră. Poate la unii chiar toate, dar nu la toată lumea. Ce ar mai fi de spus? Evident că vă mulțumesc că sunteți aici și că mă ascultați, dar, repet, nu luați alegeri importante doar din analizele astrologice și doar din tarot. Căutați-vă confirmările pe mult mai multe căi și dați-vă timp de gândire. Da. Haideți să alegem trei variante de aici. Ia să vedem ce ar putea să vină la cărțile astea, că vin și ele cu un mesaj în plus. Ei, da, ok. Una. Haide și pe asta. Ia să vedem. Imediat, vă aleg niște cărți. Ca alegerile să fie... Ah. Ce mi-e 7, ce mi-e 8. Oh, a vrut să se arate drăguț și atunci păstrăm așa, dintre astea trei. Vreau să fac eu o alegere imediat. Cam trei variante, toate semne de pământ. Ne amestec. Ia să vedem. Ah, ce mă bucur! Mă bucur că a apărut asta. Ok. Deocamdată. Așa rămâne, da? Ia să vedem cum le așez ca să le vedeți și voi. Care ar fi... nu. Așa aleator. Una, două, trei. Ia. Ok. Asta a vrut să fie prima, da? Să pun așa ca să vedeți. Aceasta a vrut să fie prima. Aceasta a doua. Ei, e mai bine că le-am ales. Le-am amestecat, vreau să zic. Și nu le-am pus eu în ordine în care mi-am dorit. Și aceasta ar fi a treia. Ups, ia. Vedeți? 1, 2, 3. Cum să fac să vedeți că bate soarele? Deci, 1, 7 de pământ ar fi 1. Să vedeți mai bine? 7 de pământ. Mai, adaptați-vă și voi. Deci, prima ar fi 1, 2, a doua variantă, arcană majoră, și a treia. Acum, ia să ne facem. Nu a mers bine așa, cum a făcut mai devreme. Deci, 1, 2, 3. Vedeți? Păi. 1, 2, 3. Ok, eu zic că v-ați descurcat într-un fel sau altul. Haideți să vedem. Să nu uit eu ordinea. Interesant, alegere. Și mai bine că l-am amestecat, pentru că și eu mi-am ales, că e bine din când în când să mai aleg și eu. Mi-am ales un număr, în fine. Cei care trecem deja, că nu fac pauză, să nu se strice sunetul, să sperăm că nu se întrerupe, nu o să mai apară filmora. Cei care ați ales numărul 1, da? 7 de monede sau 7 de pământ. 7 de pământ. Așteptați, pentru că asta înseamnă 7 de monede, așteptare. Așteptați
Și ori voi, ori cealaltă persoană, sau poate că amândoi, ați aștepta de cel puțin 7, un număr karmic, 7 ani, 7 luni, poate chiar și 7 ani, ceva. Un anume tip de parteneriat, un anume om, v-ați întâlnit și totuși ceva vă pune în așteptare. Și așteptarea asta vă arde aripile, vă consumați. Dar așteptarea aceasta implică, dragii mei, creștere. Da? În așteptarea asta trebuie să creșteți ca un pom. Cel puțin unul dintre voi trebuie să se reconecteze la o anumită energie. Da? Probabil că era prea pământean sau prea pământeană. Și în această așteptare a trebuit să înflorească, măcar din punct de vedere profesional, că vorbim de monede. Din punct de vedere spiritual ar fi și mai frumos. Dar dintr-un anumit punct de vedere, cealaltă persoană a trebuit să investească, să crească, să ajungă la același nivel, probabil că mai și durează, rămâne de văzut, să ajungă la același nivel cu cealaltă persoană. Dacă îmi pun ochelarii, văd și cum stă părul mai bine. În această așteptare, unul din voi știa cum să se conecteze la energiile din jurul nostru, a știut să facă meditații, a știut să-și facă curățenile și a îndurat, să zic, așteptarea asta mai ușor. Unul dintre voi, vedeți voi în ce poziție sunteți, era foarte marcat de primele chakre, da? Ei, și în această relație, Anahata, chakra inimii și plexul solar au fost marcate. Personajul n-a avut încredere, ori voi, ori ei, repet, în această relație. Nu s-a simțit suficient de bun, nu s-a simțit valoros. Da, am zis că trebuie să aștepte să crească, să facă fructe, să facă flori, fructe ca un pom. Și nu era obișnuit să-și deschidă sufletul. Toate relațiile pe care le avea, le avusese în trecut, au fost niște tentații, da, pe care le-a trăit doar din primele două chakre, la nivel instinctual, știți, al dorințelor, al posesiunii, dorința de a avea, de a se distra, de a crea. Însă, rămâne de văzut ce alte mesaje mai vin. Trebuie comunicată toată această transformare. E o transformare, nu e 7, nu e 8 într-adevăr, dar e o creștere. Că 7 e numărul lui Saturn și prin 7 cu răbdare, cu investiții concrete și coerente, creștem în orice domeniu. Hai să vedem ce mesaje vă apar. Numărul 1. Ce își dorește? Numărul 1. Dacă nu rezonați cu ce am spus, puteți să alegeți alt număr. Numărul 1. Ce își dorește? Suficient. Așteptați pentru că încă nu poate să aleagă. Hai mai dăm o carte și pot mă clarificăm. Încă o carte. Ce își dorește? 7 de spade. Deci nu mă mir. Probabil că sunt marcaje puternice în semne de apă, de aer, pardon. 3 de monede. Hai să mai iau o carte, că sunt... Ia uite, capătul. Deci, mai, a fost un trăsnet, a fost o separare între voi doi. O mare atracție, spun așa pe scurt, o mare atracție, regina de bâte, dar care a fost ținută în secret. A fost ținută în secret. Acest secret a consumat, am zis mai devreme, că cineva și-a ars aripile în această așteptare, în această pasiune, că era obișnuită persoana despre care vorbesc să relaționeze doar din primele două chakre. De-aia zic, atracție mare, seducție, creativitate, foc, pasiune, câte vreți voi.
dar și mult potențial de fericire. Însă, dacă personajul respectiv lucra doar din primele două chakre, cum să se ajungă la această fericire? Trebuia să se conecteze la intuiția sa, da? Da, apar două cărți care vorbesc despre secrete, Luna și Marea Preoteasă, despre un turn, despre o răsturnare de situație, o separare, foarte posibil separare, foarte sigur a fost separare între voi doi, pentru că turnul și cu 7 de monede, așteptarea, clar că v-ați separat la un moment dat. Din niște motive și în primul rând din frică. Am zis, persoana respectivă nu era obișnuită să se conecteze la alte energii, v-ați simțit foarte puternic, pentru că radiați, unul dintre voi radiați o energie. Vedeți în ce poziție sunteți, să nu fiți voi în poziția în care, da? Fiți sinceri. Ei, unul dintre voi era mai intuitiv, mai dezvoltat spiritual, celălalt nu, și de-aia s-a produs întâlnirea ca să se declanșeze trezirea celuilalt. Dar a apărut frica. Hai, mai dă-mi o carte, că astea sunt cam gri, mai vreau încă o carte. Pentru numărul 1. Ah, nebun. Deci, ce-și dorește? Trebuie să aleagă. Acum de cât timp stă în această postură alba-neagră, alba-neagră, alba-neagră? Probabil că are planete în balanță. Că balanțe, planete, da? Nu neapărat soare, posibil și soare. De obicei este Marte în balanță, care până alege durează. Și apare acest conflict mental în mintea, evident că dacă e mental, e minte, mai zic și eu aiurea, dar apare acest conflict mental, posibil, e o energie în jur. Cineva gelos simte că această persoană vrea să facă o alegere diferită decât a făcut până acum. Da? Și există un personaj geloasă în preajmă care influențează mental. Aha! Influențează mental această alegere. Din acest motiv apare întârzierea. Și, domnule, dar de ce n-a ales cât ține? Există o influență și nu e prea pozitivă, dar după cum vedeți și voi, sunt nori negri. Cineva e și aici, la fel. Cineva influențează mintea persoanei care trebuie să aleagă. Dar persoana trebuie să se conecteze la intuiție, că am văzut Marea Preoteasă, la lumina aceea, știți, luna. Emoțiile care ar trebui să răzbată, pe care a trebuit să le simtă prin toți acești nori mentali, da? O să clarific imediat ce își dorește. Își dorește o colaborare, clar că își dorește să construiască, totuși avem iar semn de pământ, în sensul că se dorește materializarea acestei relații. Dar iar văd trei persoane, iar văd trei persoane. Deși la 3 de monede, simbolistica e diferită. Dar simt că totuși își dorește un nou început nebun, săriște acest conflict mental cu cineva sau chiar verbal cu cineva. Își dorește săriște și să construiască ceva. Rămâne de văzut ce apare și la clarificare. Dacă așteptați de mult timp, să sperăm. Sper cu acest nebun și cu soarele pe care le are în spate că și-a câștigat credința, a crescut o leacă spirituală, a învățat să se conecteze și la alte forțe, pentru că și la 3 de monede o catedrală se construiește în credință, în credință și în inspirație. În inspirație divină. Hai să vedem ce. Roata noroc. La capătul setului de cărți apare 9 de cupe. Am zis, cineva umple emoțional, ori voi, ori ei. Eu simt că ei au speranță, au credință, pentru că sunteți tot ce și-au dorit, într-un fel sau altul. Își simt sufletul plin de emoții în preajma voastră și totuși ați fost în separare. 5 de monede iar vorbește despre separare, deși aveți, iaute, 10 și 9, 10 și 9. Și repet, chiar dacă în preajma voastră are cupele pline de emoții, vibrează de emoții, poate chiar și lacrimi, da? Unul dintre voi în separare a învățat, sau poate chiar știa, că am zis că unul e mai evoluat, știa că
Lacrimile nu sunt de folos când suntem separați. Trebuie să ne concentrăm pe creșterea noastră, pe satisfacțiile noastre, ca să atragem în continuare vibrații bune. Că altfel, dacă ne lăsăm deprimați, această așteptare nu ne ajută cu nimic, da? Unul dintre voi a încercat să-și mențină vibrația la un alt nivel în această așteptare. Pentru că așteptarea ține de mult timp. Simt că de mult timp. Poate chiar un an de zile. Ia uite, apare roata norocului, nevoia de a schimba energiile, de a merge mai departe după 5 de monede. E a doua oară când apare 5 de monede, da? Ia uite, aici apare altfel, da? Persoana a fost foarte supărată, parcă chiar blocată de niște chestiuni care țin de finanțe, de teama de sau lipsa de stabilitate. Că 5 o energie care nu este stabilă, da. Hai să vedem. Clarificăm 2 de spade. Ce își dorește? Numărul 1. Clarificăm 2 de spade. Regele de spade. Am zis că e posibil să fie semn de aer, posibil. Repet, nu este obligatoriu. Dar regele de spade clar are niște marcaje în planete de aer, în case de aer. Trebuie să învețe să fie vizionar. Și am schimbat setul de cărți, îmi place. Trebuie să învețe să fie vizionar. Pentru că dacă stă prea mult în energia asta, nu manifestă nimic. Trebuie să vadă înainte persoana aceasta. Și are potențial. Probabil că aici este și provocarea. Întâlnirea dintre voi, separarea dintre voi, provocarea este să învețe să anticipeze, să vadă. Și în momentul în care își stabilește ceva, să treacă la acțiune. Evident că degeaba stai așa, alba-neagră, că nu faci nimic. La fel și cu etalările. Degeaba ascultați despre potențiale dacă nu și acționați într-un anume fel. Plus că, repet, sunt generații diferite, hărți natale diferite. La fiecare această etalare, aceste mesaje se vor manifesta diferit. Deci, vizionarul. Îmi place setul ăsta de cărți. Trebuie să învețe să mediteze. Să stea și să vadă înainte. Dar ca să vezi, trebuie să te conectezi, nu? Trebuie să crești. Să-și vadă potențialul, chiar dacă nu este acolo unde ar fi dorit. Mai vedem ce alte mesaje apar. Și e nevoie de comunicare, iar valetul de spade. Valetul de manuscrise. Este nevoie de comunicare. Clarificăm 5 de spade. 5 de spade. Numărul 1. Influența aceea care e. Asul de spirale. Frumos. Un mesaj în plus și vedem și cum se așează până în final a cărțile. Un mesaj în plus. Acest 5 de spade pentru unii poate să fie o aventură cu cineva și persoana cu care a avut aventură, nu obligatoriu semn de foc, asul de bâte în sine înseamnă o aventură, nu musai semn de foc, o aventură cu cineva și acel personaj a devenit gelos și a început să facă jocuri mentale cu persoana voastră. Cu fi berbec, cu fi leu, o săgetător. Asta e de ce? Pentru că și la capătul setului de cărți a apărut tot semn de foc, regele de foc. Și, ce interesant, și diavolul, Bella Rosa, o tentație, o tentație. Și regele de foc, evident că e un seducător, uneori varianta sa negativă este playboy, cum am zis mai devreme, personaj obișnuit să se ducă, să iasă în evidență, că regele de foc asta vrea să facă, să iasă în evidență. Și poate nu este, repet, nu are soare, poate are Marte în semn de foc și atunci chiar vrea să iasă în evidență, să se manifeste sexual cât mai des, da? Și această Bella Rosa a tentat regele de foc. Am zis, la capătul setului de cărți așa a apărut. Hai să mai vedem. 3 de monede. Asta a fost un mesaj. Vedem la final cum se leagă celelalte. 3 de monede. 6 de manuscrise. Doamne, dar cât aer! 6 de manuscrise.
Da, își dorește un nou început, clar, la capătul setului de cărți. Deci, 3 de monede a fost clarificat de 6 de spade. Trebuie să lase în urmă. Ce înseamnă 6 de spade? Știți, este imaginea clasică cu o bărcuță, da? Cineva lasă în spate ape tulburi să meargă către lumină. Deci, apele tulburi sunt aceste cărți, da? 2 de spade și 5 de spade. Acel conflict, acel moment de alegeri de care nu mai are loc, da? Ei, trebuie să le lase în spate ca să poată să construiască, să reconstruiască ceva, să colaboreze cu voi. Clar își dorește un nou început, asul de monede, își dorește materializarea acestei relații, dar, ia uite, 7 de monede, 7 de monede, exact ce ați ales, 7 de monede. O așteptare, dar așteaptă, așteptați amândoi, așteptați amândoi, deși, și ce fior m-a luat. Aveți 10 de oglinzi, 10 de cupe pe care l-am mai văzut. Aveți potențial, vă bucurați, ia uite, și temperanță. Trebuie să vă temperați până poate acest personaj să aleagă. Însă, doamna probabil că s-a simțit oarecum la intersecție de drumuri până domnul a crescut, până domnul a ales. Evident că poate să fie și invers. Dar sunt două personaje, bărbat-femeie. Da? Și atunci îmi permit să vorbesc, da? Doamna s-a simțit așa, la trecerea între două lumi, într-o stagnare. Călătorești, călătorești, la un moment dat stai pe loc, îl aștepți pe celălalt să te ajungă din urmă și te întreb, mai vine, nu mai vine? Ce fac? Las totul să se ducă pe apa sâmbetii? Ce fac? Mă duc eu cu valul într-o altă direcție, că văd că stau și nu mai vine. Și aici stă. Amândoi ați stat până acum. Clar. Și totuși, repet, aveți potențial să fiți fericiți împreună. Aveți aici temperanța. Trebuie să vă temperați. Trebuie să vă echilibrați energiile. Hai să te clarific și nebunul. Clarificăm și nebunul. Numărul 1, clarificăm nebunul. Clarificăm nebunul. 4 de oglinzi. Mai. Mai. 4 de oglinzi sau 4 de cupe? Mai vreau o carte. De ce? Pentru că 4 de cupe înseamnă un personaj care e supărat, evident, e trist că a fost pus în acest triunghi. Care triumf poate să fie și un hobby, poate să fie și nevoia de a face bani pentru că nu se simte suficient de bun, da? Good enough. Evident că poate să fie și acest triunghi, această aventură cu personajul gelos care a influențat într-un fel sau altul. Să nu uităm și varianta asta. Poate să fie și cineva de acasă, oricine. Mama, tata, care influențează, domne, nu-i de tine sau vezi că e prea bun, prea bună, te poate înșela oricând pentru că tu nu ești la valoarea. Știți? Texte de genul acesta. Ei, și deși personajul vrea să riște și să o ia de la zero, să înceapă ceva cu voi, relația, da? S-ar putea voi să nu prea mai vreți să strâmbați din nas. Așa cum mă strâmb eu acum, da? Până acum ce ai făcut? Că a trecut atât de mult timp, cât am încercat eu să mențin vibrația înaltă, tot am ajuns să plâng. Tot am ajuns să plâng după tine, pentru că am simțit acel potențial de 10 de cupe, de 9 de cupe, da? Am simțit potențialul și totuși nu l-am manifestat. La capătul setului de cărți, ia uite. Cineva a fugit 7. Nu. Scuzați-mă, 7 de oglinzi. A stat în bârlog, a stat în bârlog, da? Așa apare imaginea, așa o descriu. N-a putut să aleagă, a preferat să viseze, să țese vise, da? Și iluzii. 7 de oglinzi asta face, da? Își creează iluzii, visează, poate că are și opțiuni, da? 7 de cupe are opțiuni și s-a bucurat de cel puțin una, dacă nu chiar de mai multe opțiuni. Pentru că ce a zis, măi, până aleg, totuși să mă simt bine, nu?
Și totuși. Și totuși. Aș vrea să mai clarific 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. Ah, deci ăsta era cavalerul și ăsta era regele. Am greșit și eu. Mi s-a părut că dacă are barba, am crezut că e rege. Deci, 2 de spade a fost clarificat de acest cavaler de spade. Vizionarul. Cel care trebuie să vină și să spună. Să vină direct, da? Dar ce să spună? Că dacă nu vede lucrurile, stă și alege, stă și se gândește. Clar, planete în semne de apă, puternic. Puternic, marcaj în semne de apă. Persoana respectivă este inteligentă, știe că v-a pus să așteptați, știe că a greșit, știe că a avut o aventură cu cineva și n-a ieșit bine, a ieșit cu conflicte, da? Și aceasta e un plus de influență în a păși înspre voi, a manifesta ceva concret. Și totuși aici este. Treaba. Trebuie să se maturizeze. Deci 4 de cupe a fost clarificat de regele de spade sau de manuscrise aici. Este un poet. Aici îmi plac cărțile astea că sunt un pic altfel. Nu sunt așa dure cu semnele de aer. Deși clar că mentalul nostru ne poate influența adesea negativ. Trebuie să se maturizeze. Regele de spade e un om matur, am zis inteligent, care știe ce a făcut, este conștient de consecințele acțiunilor și cuvintelor sale. Acum că spune, variază la capătul setului de cărți. Interesant, tot nebunul, Merlin, dar aici arată altfel, dar tot nebunul. Deci se dorește un nou început, se dorește ștergerea trecutului și să o luați de la zero. Ia uite, 3 de monede, tot construcție, construiți nu catedrala voastră, căsuța voastră, relația voastră și apoi să creșteți spiritual. Se dorește lucrul ăsta, este clar. Și manifestarea, pentru că aici zero nebun este vrăjitorul, cel care cu un singur cuvânt, cu un singur gest, poate să creeze ce își dorește, dacă are viziune. Și dacă este suficient de matur, regele de spade, să comunice. Aici este un poet. Probabil că natura acestui om trebuie să se schimbe și să înceapă să comunice într-o altă formă, mai... Am zis bine, mai matură. Mai matură. Cât am vorbit? Că nu-mi dau seama. Ca să nu mă lungesc prea mult. 28 de minute. Ok, hai să vedem ce își dorește și din punct de vedere intim. Am zis fantezii. 7 de cupe. A vrut să se arate. Stă și visează. Ce frumos o să fie când o să fiți voi doi. Evident că atunci când e singur, singurică, se gândește și practic. Se gândește practic. Înțelegeți, da? Că-s mai, nu sunt, nu folosesc cuvinte vulgare, dar înțelegeți. Când e singur, singurică, probabil că are și poza voastră, sau dacă nu are poza voastră, se gândește cum o să vă sărute, cum o să vă mângâie, ce o să simtă, la la la, da? 7 de cupe. Și nu uităm și de varianta că 7 de cupe înseamnă opțiuni. Posibil să fi fost aventura cu cineva care s-a lăsat cu scandal, cu conflicte, cu jocuri mentale. Dacă au fost opțiuni, a întârziat oferta, materializarea acestei relații, cavalerul de monede. Și iar apare Marea Preoteasă și Regina de Foc, pe care le-am văzut la început, dacă dați în urmă. Chiar de la început, Marea Preoteasă și Regina de Foc este o persoană. Eu cred că e una și aceeași persoană. Seducătoare, sexy, încrezătoare, creativă și totuși spirituală. Și totuși
reținută. Însă, personajul o vede, chiar dacă este înțeleaptă și citită și educată și de bun simț, personajul o vede, în spatele acestei aparențe o vede, da, super fierbinte. Hai să mai vedem ce își dorește. Eventual pot să fie două persoane. Una care a sedus, iar nu că eventual să și varianta asta, una care a sedus, pentru că șapte de cupe înseamnă și fantezii, repet, înseamnă și opțiuni. Și atunci, în cazul în care reprezintă o opțiune, clar că a fost o aventură cu cineva, regina de bâte reprezintă amanta. Și atunci, cealaltă a trebuit să crească spiritual în... a fost creșterea ei. Ia uite, regele de cupe, văd ce-și dorește, numărul 1. Afară de șapte de cupe, ce-și mai dorește? Acum am făcut etalare despre ce... Patru de spade. Evident că își dorește să se exprime oral cu această carte. Înțelegeți? Să vă exprimați oral unul față de celălalt. Dar asta pentru că verbal nu s-a exprimat. Însă, patru de spade. Însă, iar cineva a așteptat și a așteptat în lacrimi, pentru că au fost două relații. Una a fost secretă, sau poate că amândouă au fost secrete. Da, multe, multe griji v-ați făcut. Iar apar spade, 9 de spade, 10 de spade, 6 de monede, care de obicei vorbește și despre balanța. Adică e o balanță acolo. Dar, mai dă-mi o carte. Interesant ce simt. Pentru că apare 5 de spade, care 5 de spade este ego-ul cuiva, dorința de a domina mental, de a face jocuri mentale, pentru că așa a fost obișnuită, da? Pentru că așa a fost obișnuită, da? Să lucreze de primele două. Ei, a treia, ego-ul, a trebuit să se schimbe. Dacă a crezut că se joacă mental cu voi, posibil, voi nu ați răspuns la aceste provocări. Asta pentru că patru de spade, chiar dacă își dorește ce își dorește, cum am zis mai devreme, este undeva subtil și dorința cuiva de a domina. Și atunci cealaltă persoană împinge, respinge cu alte cuvinte, respinge persoana. Da, te poți exprima oral în momentul în care există echilibru, în momentul în care ne apreciem unul pe celălalt, nu din dorința de a domina, nu din dorința de a te victimiza. Hai să mai vedem cealaltă carte. Complicată. Regele de bâte. Da. Dacă există egalitate, dacă există protecție, da, exprimați-vă și oral. Da, exprimați-vă și oral. Dar, mai întâi, să simțiți voi că sunteți tratați de la egal la egal, să simțiți că sunteți protejați, să simțiți că există pasiunea asta la toate nivelurile. Da, și-a apărut regele de bâte și a apărut și mai devreme regele de bâte. Multă pasiune, într-adevăr. Visează. Visează la această pasiune. Visează să vă protejeze, dar deocamdată n-a făcut nimic. Deocamdată stă și se gândește, pentru că patru de spade înseamnă și nevoia de meditație, de liniște, ca să se ordoneze mental. Puf! S-a terminat setul de cărți la 7 de spade, iar 7, iar spade. 7 și 8 de spade. Dom'le, dar câte spade? Deci, într-o relație, acest personaj a mințit. Nu se simțea ok și totuși a acceptat relația de compromis. Aici, față de voi, a simțit multă pasiune, multe emoții, dar a fost un șoc energetic. Și nu doar. Să simtă atâta. Ei, și-a încercat să fugă în alte paturi, în alte distracții, da? Față de voi s-a abținut
Și totuși acum își dorește, ia uite, asul de monede, trei de monede pe care l-am văzut de câteva ori, își dorește un nou început. Ia uite, trei de monede, iar trei de monede. Vrea colaborare pentru că vă apreciază. Vrea întâlnirea cu sufletul pereche. S-ar putea să își dorească și... Unii își doresc un copil, dar... Rămâne de văzut dacă vreți și voi. Asta știți de ce? Pentru că și bărbații își doresc, nu doar femeile fac copii, casă. A pună mâna pe cât un bărbat și bărbații fac chestia asta. Mare grijă, doamnelor, și bărbații fac lucrul ăsta. Vor să însămânțeze, doamna, ca să fie siguri că se vor întâlni toată viața, că nu vor rămâne partea a doua, dar măcar pentru copil tot vă veți întâlni, da? Deci mare grijă. Deocamdată, mai vedem și la următoarele etalări. Dar clar că am văzut trei de cupe care în acel set de cărți înseamnă și însămânțare. Cam atât deocamdată. Haideți să vedem la numărul 2. Numărul 2. Cei care ați ales dragoste. Probabil acest personaj 12. Ah, interesant. În setul acesta de cărți, această arcană majoră are numărul 12, casa a 12-a necunoscutului. Eu cred că acest personaj vă iubește, dar nu vă arată. E casa necunoscutului. Nu vă arată. Foarte posibil să vă trimită prin cale, pe căi intuitive, prin vise, prin eu știu ce alte căi, metode. Să vă trimită vibe-ul acesta, să simțiți într-un fel sau altul că există o conexiune specială între voi doi, foarte posibil și voi să iubiți, să fiți îndrăgostiți, însă nu sunteți siguri. Rămâne de văzut și ce alte cărți apar la voi. Pentru că e casa a 12-a, însă o conexiune extrem de profundă între voi doi. Ia să mai vedem. În timpul ăsta amestec cărțile. Ar dori să se deschidă. Simte că în preajma voastră se deschide. Da? Ia, vedeți ce văd și eu? Să vă arăt la ce mă uit. Da? Are sufletul deschis. În preajma voastră nu poate să fie altfel. Cu sufletul deschis este, chiar dacă încearcă să nu vă arate asta pentru că e casa a 12-a. Din niște motive. Și amândoi vă schimbați, sunt doi fluturi, da? Amândoi vă veți schimba și emoțional, intuitiv și veți crește, vă veți deschide sufletul. Ia uite, aici deja e o floare care se deschide pe centru, da? Și aripile sunt deschise, sunt albe. În timp, rămâne de văzut în cât timp, în ce etalări, că variază de la persoană la persoană, se va manifesta această dragoste. Interesant. Interesant. Nici nu mă așteptam la numărul 2 să vină această carte. Doamna e un pic, nu neapărat grizată, că sunt multe coafiuri acum. Poți să fii tânăr și să-ți faci părul gri. Ați văzut că s-a tot purtat. Șuvițe, gri, roz, lila. Însă, doamna, cred că este mai matură. Cred că e grizată de la experiențele pe care le-a avut. Acum că se vopsește partea a doua, dar cred că și dacă nu s-ar vopsi, ar avea un farmec al înțelepciunii și al experienței și al energiei pe care îl transmite. Clar, doamna, că e totuși un personaj feminin, poate să fie și domnul care își manifestă energia feminină. Doamna, clar, radiază. Da? Radiază, e conectată la spiritualitate, la îngerii săi și într-un fel sau altul, ați atras această dragoste, dar, repet, deocamdată nu este chiar vizibilă. În casa a 12-a a apărut într-un mod neașteptat. Cu siguranță v-ați mai întâlnit și în alte vieți.
Hai să vedem ce își dorește. Numărul 1. Își dorește dragoste, evident. Dar de ce și-ar dori cu voi? Probabil că n-a avut în altă parte. Probabil că sunteți singurii care vedeți în sufletul lor. Și dacă ei se vor transforma, nu uitați că și voi vă veți transforma. Sunt doi fluturași aurii. Vă veți găsi valoarea altfel, într-o altă perspectivă. Puterea. Numărul 2. Ce își dorește? Putere. N-are încredere? Rămâne să vedem la clarificări. Am zis că are pasiune. Și totuși, ia să mai și citesc și de la capătul setului. Deci își dorește putere. Își dorește... Se controlează, nu vă arată. Nu vă arată pasiunea. Pentru că voi sunteți aici. Am zis că doamna strălucește, radiază. Ia uitați-o. Ia uitați-o. Că e roșcată, că e grizată, că își schimbă coafura. Nu contează. Și într-o parte și în alta, chakra. A șaptea. E conectată la alte dimensiuni și domnul leu, nu neapărat zodia leului, că poate nu are marcaj, poate are marcaj înalt, poate are soare cu conjunct, cu cine știe ce, soare cu Venus. Clar, sunt oameni pasionali, nu contează zodia. Oameni foarte pasionali și o leacă egoiști. O leacă. Probabil că lângă voi se vor transforma. Da. Și ia uitați-l. Leul a revenit. Stă pe tron. Nici acesta nu exprimă prea mult. Dacă ați putea să vă duceți voi la ei, ar fi minunat. Dar doamna e evoluată spiritual. Și vede în sufletul. Am zis că doamna vede în sufletul leului. Ce sărac. Știu că mă dorește. Știu că mă place. Dar eu vreau altceva. Și doamna se abține și el se abține. Și uite așa crește ego-ul. Pentru că doamna știe că deocamdată e văzută ca o dorință fizică, nu este văzută ca un adevăratul potențial, da? Dragostea aceasta încă. Sau cel puțin nu este arătată dragostea, este arătată mai degrabă sau chiar dacă nu e arătată prea mult, pentru că simt că pe alucuri nu se arată nici pasiunea. Se controlează, se reține din niște motive. Din ego, din mândrie, din dorința de a nu se lăsa dominat. Este atât de puternică atracția și toate emoțiile pe care le simte, încât simte că trebuie să fiu bărbat sau bărbată, Zoe fi bărbată. Rămâne de văzut. Dar doamna, clar, are un fel de a îl mângâia energetic, nu neapărat fizic. Poate nici nu v-ați atins unii dintre voi. Și de a-l calma. Dar cu cât îl calmați, cu atât pasiunea crește. Și totuși am zis să mai citești la capătul setului de cărți. A apărut regele de bute, multă pasiune, extrem de multă. Și totuși la capătul setului de cărți, dezamăgire, 3 de spade și 4 de bute. Așa, deci foarte posibil pentru unii dintre voi, că de ce apare puterea? Puterea apare pentru unul, nu se exprimă din niște motive. Orică n-are încredere, orică are o relație acasă, 4 de bâte înseamnă și casă, că e 4, da? O relație acasă în care există niște dezamăgiri. Foarte posibil. Și totuși apare soarele și regina de cupe. Posibil să fie semn de apă, soare în semn de apă, pentru unii, nu contează, dar această bucurie pentru un personaj, eu simt că acesta este personajul, nu neapărat semn de apă, nu contează semnul. Un personaj care hrănește emoțional, care transmite emoții pozitive în jur, da? Acesta este una și aceeași persoană, care, am zis, vibrează, e mai evoluată spiritual, da? Decât domnul în cauză. Evident că poate să fie și invers, poate să fie și doamnă. Și își dorește să manifeste ceva nou. Foarte posibil, dacă sunt niște probleme acasă, să-și dorească la un moment dat o separare. O separare. Din acest motiv, domnul, chiar dacă are multă pasiune, încearcă și el să se abțină, că e conștient de valoarea voastră. E conștient de valoarea voastră.
Și da, v-ar dori, dar pe de altă parte, dacă mai are pe altcineva, nu-i frumos să pui un om de valoare în poziția a doua, a treia, a patra, a cincea, știți? Omul acesta nu e inteligent, chiar dacă e așa pasional. Ia să mai vedem ce alte cărți mai vin pentru voi. A rămas cu ochelari. Ochidoki. Tu, 6 de cupe, ce frumos. Am zis, mă, i-a zis că le atinge sufletul. Am zis că le atinge sufletul. Clar, 6 de cupe. Asta, dragostea asta. Emoțională, frumoasă, subtilă, fină, cupe, emoții. Ce mă bucur că au venit și cupe. Mă bucur că au venit și cupe. Ia uite și s-a oprit la asul de cupe. Da! Ia uite, ar dori, își dorește să vină să vă ofere, să se exprime într-un fel emoțional, să exprime ce simte, să vă ofere flori, rămâne de văzut dacă va și face. Pentru că deocamdată trebuie să se abțină, pentru că dacă e într-o relație în care nu este înțeles să înțeleasă, puterea înseamnă foarte mult, înseamnă și o relație în care sunt lupte pentru putere. Da? Dacă e într-o asemenea relație, într-o altă parte, își dorește lângă voi ceva cu totul special, ceva care le hrănește sufletul, da? Îi vindecă de acele 3 de spade, de această luptă a egoului, luptă de a domina, care e mai puternic, care e mai manipulator. E totuși un 8. 8-ul înseamnă, casa Scorpion înseamnă și manipulări. Până la transformare înseamnă și manipulări. Da. Și știe că trebuie să mai aștepte. Eventual, învață, studiază, caută lumina. Poate, în cazul în care nu se simte suficient de bun pentru voi, vrea să mai facă ceva, niște cursuri, ceva, ca să renească. Să renească, pentru că în altă parte are conflicte. Ia să mai vedem ce își mai dorește. Numărul 2, îmi place numărul 2. Numărul 2, ce își dorește numărul 2? Oh, aici am deschis. Plec. Da, hai să zic, hai să zic. Deci, ce își dorește? Evident că nu își dorește, dar apare. Pentru că sunt nopți pierdute, griji, multe, multe griji, 9 de spade. Își dorește să vindece aceste 9 spade, da? Cu asul de cupe care vindecă. Asul de cupe nu înseamnă musa, e nouă dragoste, înseamnă vindecare. Și dragoste față de voi. Da, evident că într-un anumit context, pentru unii poate să însemne și o nouă dragoste. Probabil că pentru unii nu se vă cunoașteți de foarte mult timp. De câtva timp. Cu 9 de spade și puterea, clar că are pe cineva care îi face, cu care nu comunică, cum ar trebui să comunice, da? 9 de spade și 10 de, și 5 de cupe și iar 6 de monede, iar un triunghi. Dacă se ocupă de voi, nu mai se ocupă de personaj. Dacă se ocupă doar de personaj, nu se mai ocupă de voi. E un dezechilibru care trebuie schimbat. Roata norocului trebuie schimbată energia. Și aici este vorba de schimbare. Cum să vină? Își face griji. Cum să vină la voi când știe că e în situația asta? Aici este. Își dorește să depășească aceste griji. Își dorește. Nu zic că nu-și dorește. Ia uite, și setul de cărți s-a oprit la Regina de Cupe. Ce frumos! Același personaj care oferă dragoste, care oferă, dragii mei, prietenie. 3 de cupe, îl văd acum, prietenie. Evident că este și varianta triunghiului amoros, dar trecând peste asta, voi sunteți foarte prietenoși, prietenoase. Și oferiți această alinare sufletească tuturor cu care veniți în contact, nu doar lor. Dar ei simt mai mult, simt dragoste și vor să vină, regele de monede, vor să vină să vă facă o ofertă, iar ofertă e și aici. Pentru că simt foarte profund, e casa 12-a necunoscutului, 6 de cupe, relații dintr-o altă viață. Simt că vă cunosc. Simt că vă cunosc. Și vor să vină, dar nu uitați că regele de monede vine foarte încet. Dacă are de divorțat, dacă are de aranjat niște lucruri din punct de vedere legal, va mai dura. Asta e. Și totuși, ia uitați, după regele de monede apare regina de băte. Ar dori să vă facă o ofertă pentru că simte că sunteți un cuplu
Divin, potrivit unul pentru celălalt și unul și celălalt aveți pasiune, da? Pentru ceea ce faceți. Aveți valoare, aveți încredere în voi. Poate unul mai mult, altul mai puțin, sau cel puțin dacă nu are el. Deși cred că are, dar într-un fel sau altul voi aveți dintr-o altă perspectivă, mai ales cei care sunteți în această postură. Evoluați, un pic mai evoluați, da? Hai să și clarificăm. Da, uite, e căsătorit, căsătorită, semn de pământ pentru unii, și ar vrea să fugă. Să fugă din cort, din casa aia cu trei spade și să vină într-o altă zonă, să manifeste, ia uite, adevărul, victoria, construcția. Cum era? Că poate mai am nevoie de ele. Uf. Hai să și clarificăm. Okay. Cât am vorbit? Uf. Deci să clarificăm puterea, da? Pentru numărul 2. Puterea, care să nu uitați că are numărul 8, înseamnă manipulări, pentru că e numărul scorpionului, dar înseamnă și transformare. Cine s-a obișnuit să manipuleze emoțional sau pe căi fizice, înțelegeți, prin pasiune, prin atracție, prin seducții, trebuie să învețe să se schimbe. Ia uite! Regele de spirare, care este una și aceeași cu regele de bâte. El trebuie să se abțină, el trebuie să se controleze. Clarificăm regele de bâte. Da. Ok. Valetul de spade. Regele de bâte trebuie să comunice, dar până una alta vă studiază, vă observă. Poate chiar vă și spionează. Urmărește la drum, printre drumuri, face ce face și mai află. E un felinar, mai află câte o informație despre voi. Însă trebuie să comunice ce simte. Trecând peste mesajul ăsta, trebuie să comunice ce simte. 8 de pietre, 8 de monede. 8 de monede înseamnă muncă. Trebuie să comunice că vrea să muncească, dacă vrea să muncească pentru această relație. Da? Clar, cu acest simbol, undeva în depărtare, există multă atracție, un simbol falic, da? Și totuși multe emoții, că e 8 casa scorpionului, zic de câte ori pot. Dar, trecând peste emoții, există potențial prin această pasiune și emoțiile pe care le simțiți, potențial de manifestare, de construcție. Iar apare regina de spirale. Regele și regina vrea să muncească. Regele și regina sunteți ca o muză. Am zis mai devreme, sunteți ca o muză pentru ei. Uite ce frumos, ca o muză. Dar trebuie să-mi lase în spate o altă construcție care s-a dărâmat ca să construiască ceva durabil și mai înălțător, mai spectaculos lângă voi. Așa văd cărțile. Iar trebuie să lase 6 de spirale. Să schimbe energia, roata norocului. Da? Clarificăm 6 de cupe. 6 de cupe. Pentru numărul 2. 6 de cupe, numărul 2. Ce reprezintă 6 de cupe? 6 de spirale, 2 de 6. Vrea să aibă victorie. Asta înseamnă 6 de spirale. Vrea să iasă în evidență. Pentru că până acum, dragostea aceasta, repet, nu a fost exprimată. Voi poate o intuiți, da? Dar nu a fost declarată. Nu vi s-a oferit niciun buchet de flori sau poate... Poate, dar totuși nu s-a concretizat. Vrea să aibă victorii în această relație cu voi. 6 de spirale. Vrea să iasă în evidență că regele de
spirale sau de foc. N-are cum să nu iasă în evidență. Cu această pasiune. Ia uite, magicianul să manifeste. Dar aici este altfel. Și moartea. Trebuie transformată relația, viața. Am zis de transformare când am văzut fluturii. Dar în primul și în primul rând viața acestui personaj trebuie să se transforme radical ca să poată să manifeste. Probabil justiția, separarea de trecut, de cineva. Poate să fie mama, tata care vine, v-am zis, cu câte o vorbă, băi, nu e de tine, că e prea mișto. Tu nu te uiți. E prea mișto, știi? Sau atrage prea multă lume, e riscant. E riscant. Deși oamenii care strălucesc, știți bine, cei care străluciți într-un anume fel și aveți o creștere spirituală, nu vă oferiți oricui. Însă oamenii nu știu. Oamenii sunt orbiți de strălucirea voastră, de frumusețea voastră și își închipuie că, gata, ești singur, ești singurică, faci ce vrei. Nu. Dar asta e mentalitatea. Deci la capătul setului de cărți, vor să manifeste magicianul, da? Dar pentru asta trebuie să devină înțelept, să se conecteze la o altă energie, să crească spiritual, pentru că sunt niște ciori și ciorile au o înțelepciune, da? Au memorie. Își aduc aminte, că am vorbit de memorie, își aduc aminte, simt intuitiv ca s-a dus pe cea necunoscutului, că vă știu și voi vedeți în ei și ei. Simt, măcar, poate chiar și ei văd. Dar iar nevoia de comunicare, vedeți, unul dintre corpi lasă perla să pice, perla, declarația, să facă o declarație care va fi momentul de manifestare, dar pentru asta trebuie să treacă prin transformare, da? Moartea. Deocamdată se învârte în cerc. Trebuie să iasă din cercurile, din relațiile karmice în care s-a învârtit. Sau poate că amândoi. Poate că amândoi. Nouă de spade. Unul dintre voi clar atrageți atenția. Chiar dacă își dorești acest personaj să vă atragă atenția, voi oricum atrageți. 9 de spade. 3 de spade. Dezamăgire. Am zis 3 de spade. Acasă. Deci exact dați în urmă. A fost 3 de spade, inima frântă și 4 de bâte. Și aici la fel 4 de bâte. 4 de bâte. O dezamăgire acasă. Da? O dezamăgire. Niște contracte, poate nu doar acasă, poate și alte contracte. Personajul e foarte dezamăgit, chiar dacă nu vedeți voi. Foarte dezamăgit. Și lumina voastră îi atrage. Și aici este de învățat. 8, aici e transformarea. Lumina voastră îi atrage la capătul setului de cărți. 4 de spirale. Am zis, își dorește să fie un nou împăratul. Da? Energia masculină divină, partenerul divin, să zicem, pentru unii. Pentru unii posibil să fie bărbat însurat sau soț, tot aia e. Poate are afaceri, poate nu are, variază de la unul la altul, de la ascultător la ascultător. Dar există niște contracte, niște minciuni, niște falsități de care trebuie să scape. Să învețe să se elibereze. Pe de altă parte, își dorește o nouă casă cu voi, pentru că simte că am văzut regele și regina de bâte de 2 ori în ambele variante, ambele seturi de cărți, da? Își dorește o nouă casă cu voi. Și vrea să asigure protecție, că așa sunt regii, mi se pare normal ca regii să fie maturi. Hai să vedem din punct de vedere intim, curățăm cărțile. Pentru numărul 2, ce-și dorește? Numărul 2, ce-și dorește? Sper să nu roșesc eu de dorințele numărului 2. Ce-și dorește numărul 2? 9 de bâte. Deocamdată se reține, se abține, cum am zis mai devreme, și la putere. Doamnelor, probabil că și-ar dori să veniți voi, că ei sunt obișnuiți să stea pe tron. Și să primească atenție din partea altor doamne, că așa sunt regii de foc. Că regii, cavalerii, merg, se zbat, cuceresc, dar regii așteaptă să fie ei cuceriți. Însă,
E dorința lor. Voi, dacă sunteți în această vibrație înaltă, cu siguranță că veți privi în sufletul lor, cu compasiune, îi veți mângâia, dar nu așa, în sensul, în direcția în care vor ei. 9 de bâte, de obicei, sunt restricții. Restricții, repede, din cauza unei alte relații. Poate să fie și restricțiile care sunt acum prin lume pentru unii dintre voi. La capătul setului de cărți am zis că visează. Am zis? Nu știu. E casa a 12-a necunoscutului. Că se uită la voi, am zis? Nu mai știu. Zic acum. 6 de cupe. 6 de cupe, 6 de cupe. Însă aici este altfel, da? Frumos. Vă simte. Se uită la poza voastră și simte. Simte multe. Însă nu spune. Probabil că este foarte dor de voi în această situație în care se abține. Altă carte. Ar dori să renunțe la aceste blocaje, că blocajele astea pot să fie, repet, din cauza egoului, a unor situații în viață, a unor dezamăgiri, dar deocamdată... Și uitați că doamna, într-un fel sau altul, trecând peste celelalte mesaje care le-am dat, doamna, într-un fel sau altul, îi deschide cămașa, îi deschide, cu alte cuvinte, sufletul, cum am zis mai devreme, vede în sufletul său. Hai să vedem ce mai vrea. Numărul 2. Ce-și mai dorește numărul 2? Mai. Uf, aia? Ok, asta. Wow! Ce asta? Cavaler? Chevalier? Da, cavalerul de cupe. Își dorește un mediu să vă vadă într-un mediu apos. Își dorește să vă cucerească. Să vă găsească eventual într-un moment de vulnerabilitate, pentru că voi oricum sunteți puternice. Chiar dacă păreți delicate și finuțe, regina de cupe, da? Chiar dacă e delicată, e emoțională, e o regină, mai, totuși. Totuși, are experiență de viață. Și poate n-a fost regina de cupe de la început, poate a fost de spade, poate a fost de bâte, acum este o regină de cupe, s-a maturizat emoțional, da? Își dorește să vină înspre voi, evident. Să își exprime emoțiile, pasiunea. Probabil că și-a dorit să facă dragoste în apă, la duș cu voi. Simte această legătură profundă, judecata, simte că e chemat, da, de îngeri într-o nouă direcție. Regina de cupe. Regina, și împăratul, și magicianul, și asul de spade și turnul. Mai. Deci, turnul, o separare, sau, și soarele. Nu, aceasta e o trezire, soarele și turnul, e o trezire la o nouă realitate, la altfel de conexiuni pe care le-a avut. Ia uite, soarele. Vă arăt. Soarele. Am văzut și cavalerul de monede pe care l-am văzut și mai devreme. Soarele. Dragostea asta pe care ați ales-o, că nu degeaba ați ales dragostea, da? Soarele. Sau a venit ea, în fine. Soarele. Și turnul. Aici este. Pe de o parte simtă extrem de multă bucurie. Trezire spirituală în preajma voastră, pentru că vibrați. De altă parte, turnul. Știe că dacă persoana cu care este află de această pasiune s-ar putea să devină extrem de geloasă, există și varianta asta. Că am zis că sunt doi oameni încăpățânați și puternici care se bat cap în cap aici, în relația în care au fost. Pe de o parte. Pe de altă parte, voi, pentru că atrageți atenția, oricând puteți fi furați de altcineva și atunci apare gelozia. Apare gelozia și nevoia de a manifesta asul de spade, un nou început, de a se dezlega. Eu n-am cum să văd spadele, că leagă, chiar dacă i-au creat așa ceva imagine. Da, ok, nu mă deranjează, însă nu cred că era bună pentru asul de spade. Dar eu văd ca o dezlegare de relațiile karmice în care a stat, da? Nevoia de a manifesta acest as de spade, de a manifesta dezlegarea ca să se lege de voi într-un fel sau altul, dar la voi este o alt fel de legătură, nu e sexy. Mai, nu e de amorul extra, eu știu,
experimentalismului, da? Sper că înțelegeți ce vreau să zic. La voi altfel de legătură, mult mai subtilă, în astral, măi, oamenilor. Da? Și am zis că până una alta se abține, că asta face și împăratul se abține. Am zis de la început că se abține, da? Că nu arată, că asta e. Până nu poate să manifeste, nu arată. Sau poate va arăta foarte puțin, poate totuși va zice ceva, însă vă dorește exact în brațele sale. Sau de, mai degrabă își dorește să îi țineți în brațe, că ei nu au trăit asemenea dragoste. Evident, la pieptul vostru este cel mai minunat moment. Și fizic și emoțional. Probabil că e atras de pieptul vostru, dacă sunteți doamne. Și dacă sunteți domn de biceps, de ce aveți voi? În fine. Da. Și totuși. Repet, sunteți regine. Oferiți emoții, dar emoții mature. Mai iau o carte. Ia uite, 6 de spade. A venit invers. 6 de spade reprezintă o energie care se eliberează de un trecut, dar a venit invers. Deocamdată nu se poate elibera, de-aia apar grijile, de-aia apare și tristețea, 3 de spade, lacrimile, cineva plânge. Pentru că într-un fel sau altul se minte, dacă mai stă, aici este, dacă mai stă în relația aia, se minte. Nu se mai poate manifesta cu sinceritate față de persoana respectivă. Deocamdată cartea a venit invers. Cineva încă nu poate să rupă acele, ia vedeți, dar are un lănțic rupt. Nu doar din pasiune, e simbolic. Se rup niște legături, da? Ia vedeți, multă pasiune. Va lua pe sus, va rupe hainele, clar. Dar cu regele de bute, câtă pasiune poate să fie. Dar, deocamdată, nu se manifestă. Dar își dorește. Ia. 4 de monede. E într-o relație în care a intervenit, ia uite, plictiseala. Doamna e plictisită de pasiunea lui. Doamna e plictisită. Se stă pe loc. Dar sunt legați. Din niște motive. Apar iar minciunile. Sau faptul că conștiința că s-a mințit pe el, pe ea, stând în asemenea relație. Gata, gata. Mă pregătesc să trec la numărul 3. Am vorbit destul. Numărul 3, bună. Ați ales, dragii mei. Ce frumos. Credința, superbă carte. A trebuit să-mi pun ochelarii. În timpul ăsta o să amestec cărțulile. Da. Numărul 3. Trebuie să aveți credință în această relație. Ce își dorește? Să vă păstrați credința că se mai poate, că vă veți mai întâlni. Rămâne de văzut ce cărți apar. Personajul este pe o broască țestoasă. Știți bine că broasca țestoasă trăiește mult, călătorește până departe, dar pe pământ se mișcă greu. Puteți să avansați emoțional. În apă este extrem de iute. Puteți să avansați emoțional în această relație. Și dacă aveți credință, veți crește spiritual. Veți crește spiritual, da? Vă veți maturiza cu acest lup. Și veți... E greta aceasta. E greta sau cocostârg. Reprezintă semn de aer, un mental. Veți evolua și din punct de vedere... Vă veți schimba felul în care gândiți. Veți putea călători cu gândul. Nu doar că are personajul aripi, dar în sine, cu păstârcul, reprezintă un personaj care... Un personaj... mai greșesc eu. Am văzut decepții, 3 de spade și 4 de cupe. Decepții, supărare. De-aia trebuie să aveți credință. Trebuie să vă schimbați mentalul.
Interesant ce mesaj primesc acum. Este o pastăre călătoare. Ia uite și s-a oprit la Marea Preoteasă. Aveți credință, măi, oamenilor. Ce frumos, credință, conexiune la spiritualitate. Wow, are cruce, are cruce, mă, chiar dacă, măi, oamenilor, chiar dacă e tarot, e creștină, da? Vedeți. Cel puțin această imagine și îmi place setul ăsta de cărți, că e foarte coerent și concret făcut. Wow! Treceți prin niște mari transformări, separări, ori ați pierdut pe cineva, ori pierdeți o nouă lume, o veche lume, ca să manifestați această relație, dar trebuie să aveți credință în acest proces de transformare care poate să dureze. Moartea nu este un moment care se întâmplă acum. Da? Știți bine că vorbim realist, sunt oameni care se sting picătură cu picătură, la alții se întâmplă brusc, printr-un accident. Deci variază. Multe responsabilități, consum energetic, multe secrete, emoții neînțelese, frici, frici care vin din alte vieți, traume din copilărie, toate trebuie transformate. Spuneam, să revin la ce primise mesajul, să nu uit că primisem un mesaj. Acest cocostârc, da, este o pasăre călătoare, din câte știu. Eu așa simt, așa transmit mesajul, că o fi corect, biologic, nu mă interesează. Însă pleacă către țările calde când vine iarna. Și vorbind de mental, în momentul în care treceți prin această transformare sau prin niște provocări, tendința de a gândi negativ, pentru că nu se manifestă ceva, că nu degeaba v-a apărut credința, da? Se întârzie manifestarea și se întârzie cu un motiv. Cine știe când vom mai vedea la alte etalări. Însă, această moarte este. Nu este ușoară. Și vine cu momente de depresie, de decepție. Și revin la mesajul pe care spuneam. În momentul în care vin aceste gânduri, călătoriți ca acest cocostârc, da? Către țările calde, către lumină, către Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Ei au un radar, au un GPS natural. Care? Și voi regăsiți-vă GPS-ul ăsta natural. A, am zis bine GPS? Care să vă ducă către divinitate, către Sfântul Duh, către cine vreți voi să vă inspire în momentele grele. Deci, ce-și dorește Marea Preoteasă? Să înțeleagă niște lucruri? Ar fi bine dacă și-ar dori să înțeleagă. Dacă e vorba doar de secrete, să păstreze secret ceva, o să clarific. Iar este alegerea omului. Marea Preoteasă. Marea Preoteasă. Și transformarea. Să înțeleagă de ce trece prin aceste transformări, pe aceste separări, că moartea înseamnă și separare. Moartea înseamnă și separare. Uf, trei de bâte. Își dorește să spere. Trei de bâte speră. De-aia zic, aveți credință. Speră, vede în viitor. Ar vrea să călătorească. Dacă sunteți la distanță, pentru că este și este cartea care arată o distanță între voi, călătorii. Dacă sunteți la distanță, așteaptă să puteți călători. Știți că acum nu se poate călători de pe un continent pe altul? Nu știu, dar știu că din America am niște prieteni care nu pot să vină din America. Nu mai pot. Rămâne de văzut, da? Trebuie să aleagă, iar. Să iasă. Este un opt. Din niște situații karmice, ca să poată manifesta această prietenie, relație. 3, 4. Trebuie să aleagă ca să manifeste, da? 3, 4, să meargă înspre ceea ce vede, viziunea pe care o are. Încă speră acest personaj, da? Înțelegeți? Și e bine, vă așteaptă eventual. Poate că nu arată cu această mare preoteasă,
Așteaptă măcar o comunicare. 3, numărul 3. Ce își dorește numărul 3? Cavalerul de cupe. Își dorește să vină, să se exprime emoțional. Sper să nu mă întrerupe nimeni, că am uitat să blochez telefonul. Își dorește să vină, să se exprime, să-și exprime emoțiile. Să vă alinați unul pe celălalt, că aveți credință, pentru că treceți prin multe. Își dorește să vă impresioneze, să vă salveze. E cavalerul în armura albă, cavalerul de cupe. Ia uite, își dorește să schimbe energiile, să-și exprime iar pasiunea. Să... Oh. Și nu mai foc. Valetul și regina de băte. Multă pasiune, clar, cu 3 de băte, dar din niște motive este ținută în secret. Sau nu este înțeleasă. Unul dintre voi, probabil, că aveți și împăratul, și regele de monede, și 10 de monede, unul dintre voi este căsătorit sau are o afacere. Dacă nu este căsătorit, își dorește o relație stabilă cu voi. Își dorește 10 de monede, 10 de cupe, victorie. Unii. Dar trebuie să aveți credință, pentru că lucrurile astea se manifestă în timp. Cavalerul de cupe. Și el este un mesager. În fine, ce își dorește numărul 3? Numărul 3. 8 de monede. Să muncească. Să transforme. Turnul. Separare. De aici aveți credință. De a apărut și moartea. De a apărut și aveți credință. De a apărut turnul. Aveți credință că vă va aduce Dumnezeu împreună în cazul în care sunteți separați. Vă veți reconstrui și separat și împreună, într-o altă formă. Poate că acum nici nu anticipați, dar cineva trebuie să anticipeze, da? În viitor. Și ca să anticipeze, trebuie să se conecteze la intuiția sa, să crească spiritual. Deci, 8 de monede vrea să muncească la această reconstrucție. Pentru că știe că poate. Știe că are energie și nu doar energie, are și acest foc, da? Are inspirație divină să alchimizeze toată situația. E casa 8-a a scorpionului, da? Să creați ceva valoros împreună. Pentru că aurul e cea mai înaltă vibrație, da? Și vorbim de credință. Wow! Turnul, 4 de cupe, supărare și justiția. Uf! Justiția, poate că este o balanță implicată. Însă, justiția 10 de spade e o separare care aduce multă durere, dar și multă pasiune. Soarele și valetul și asul de băte. Da. Multă pasiune. Dar ceva s-a întâmplat între voi. Îmi pare rău. Ia să curăț cărțile. Hai să și clarificăm. Uneori mă mai întristez și eu când văd anumite cărți. Preiau din... Sper că nu pentru mult timp. Numărul 3. Clarificăm Marea Preoteasă. Dragostea voastră se manifestă, chiar dacă nu vreți, rămâne de văzut, în alt plan, da? Vedeți, aici este o inimă. Este deja manifestat în alt plan. Aici aveți de trecut prin niște greutăți tocmai, ca să înțelegeți niște lecții. Eventual să vă plătiți niște karme din alte vieți. Clarificăm Marea Preoteasă pentru numărul 3. Asul de spade sau de spirale, de manuscrise. Trebuie comunicat în această tăcere, pentru că Marea Preoteasă înseamnă și tăcere și secrete. Trebuie comunicat. Ori acest personaj, dacă sunteți voi,
își doresc să comunice cu voi. Ori dacă ei au tăcut, deși au sperat, deși au încercat să lucreze, încearcă să lucreze eventual cu ei. 8 de monede poate să fie un lucru personal, o transformare personală ca să vină mai aproape. Aveți credință. Oricum, își doresc comunicarea. C-o fi prin mesaje, c-o fi înscris, c-o fi pe altă cale, rămâne de văzut ce să comunice, că voi doi sunteți două, sunt două chei acolo, voi doi. Aveți o legătură. Au o steaua. Am zis că speră. Speră! Aveți credința, da? Credința și steaua. Aveți credință. Clarificăm 3 de bâte. Patru de spirale, iar spirale. Patru de spirale, cineva care stă și trebuie să se vindece de niște contracte vechi, nu mai știu dacă am zis, parcă am zis, de niște contracte, niște relații karmice, de niște contracte la job, nu contează. Cuvinte spuse, auzite, trebuie să stea să se vindece și să-și găsească adevărul. Pentru că 3 de bâte înseamnă și așteptare, își dorește să comunice, își dorește să călătorească, dar, ia uite, iar apare justiția. Trebuie să vină îndreptate la voi. Dacă nu vine îndreptate, ia uite, și nu a comunicat. Nu a comunicat. Patru de cupe. Oricum vă doriți dreptate, care o fi, în ce poziție sunteți. Vă doriți dreptate, justiția asta înseamnă echilibru. Cavalerul de cupe și regina de cupe, care aici e altfel. Că sunteți voi, că sunt ei, iar poate să varieze, că vă și Marea Preoteasă. Semn de apă, pești, drac, scorpion. Încearcă să privească în acest întuneric, în această noapte, să se conecteze la emoțiile sale și să-și regăsească, e o bufniță, da? Să-și găsească înțelepciunea în această lume emoțională. Și să vă facă această ofertă, comunicarea să vină din suflet și cu maturitate emoțională, o comunicare care să vindece. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, Gaia. Vrea să creșteți, să aveți abundență. 3 de spirale, iar speră. 3 de spirale. Se repetă. Îmi place când se repetă. Vrea să creșteți, cum arată și 8 de monede, apoi arată împărăteasă. Să aveți abundență. Vă vede ca pe partenera voastră divină. Are speranță. Că în aceste încălcituri se va produce o transformare, o clarificare. 10 de monede. Își dorește abundență, își dorește o relație stabilă, că văd și 8 de monede și 10 de monede. Și vrea să manifeste, magicianul, vrea să o ia de la zero. Dar trebuie să aibă răbdare, răbdare, iar vă temperanța. Temperanța înseamnă răbdare, aveți credință. Dacă vreți! Asta este ce își dorește. Dacă nu vreți, nu vreți. Clarificăm 8 de monede. Posibil pentru unii acest cavaler să decupe, să reprezinte dorința lor de a veni voi să comunicați cu ei. Dar e alegerea voastră, depinde ce au făcut, pentru că au fost niște situații. 8 de monede. 10 de monede. Vrea să muncească, să aveți un cuplu. Ia uite, 10 de cupe și 10 de monede, dar își dorește să muncească, să se implice. Ce își dorește, asta își dorește. Acum ce face, deocamdată tace, gândește. Nu știu ce face, stă și așteaptă. Rămâne de văzut în cât timp se va veni să exprime și va munci practic. Va demonstra, se va implica pentru acest 10 de monede și 10 de cupe, da?
Deci 10 de monede este clarificarea la 8 de monede. Își dorește o relație stabilă, își dorește abundență, vă vede de valoare. Valoroși, vreau să zic. De lungă durată, partener stabil de lungă durată, vă vede. Și nu doar stabil, visează 7 de cupe, că sunteți și fericiți împreună. Și iar apare 8 de monede. Ia uite, 8 de monede sau 8 de pietre, tot aia e. Repet, se repetă cărțile și înseamnă că se confirmă această energie. Dar, repet, variază. Trebuie să lase în urmă ceva. Cineva a stagnat. Ia uite, și a plâns. Din cauza unor secrete, iar văd luna. Trebuie să lase în urmă ceva. Și dacă nu poate să călătorească, degeaba vrea să lase în urmă. Așa simt că pentru unii poate să fie și o relație la distanță. Cu 3 de spade. Degeaba vrea să lase în urmă și să vină dacă sunt restricții. Iar poate să varieze. Hai să clarific. 4 de... De ce 4 de spade? Ce e 4 de spade? Trebuie să aibă putere. Puterea. Putere. Credință. Ce apare aici, papaleta? E un personaj foarte ciudat, care învinge multe greutăți, care își duce călătoria, crucea, da? De saga, își face parcursul cu credință, călătoria spirituală. Iau și s-a oprit la faeton. Iar ideea de a călători, nevoia de a călători, dar trebuie să aibă putere. Din niște motive, ce înseamnă puterea? Înseamnă că nu se manifestă niște lucruri. Din niște motive nu se poate manifesta și atunci trebuie să aveți putere, să aveți răbdare, să aveți credință. La. Hai să vedem curăț în cărțile. Așa. Ce își dorește din punct de vedere intim? Are și dorințe intime. Personajul de la numărul 3. O să păstrez. Le păstrez pe toate trei, că așa au venit trei. Iar e un moment de alegeri. Trebuie să aleagă. De-aia se așteaptă. E o situație misterioasă, secretoasă. Trebuie să aleagă îndrăgostiții. Oricum, sunt îndrăgostiți, clar. Dar trebuie să aleagă. Regele de cupe a apărut.